Acesta, cea mai mare concurență a fost la facultățile din domeniile economie, inginerie, medicină și psihologie. 36 de candidați s-au luptat pentru un loc la Facultatea de Psihologie, unde va studia și campionul mondial David Popovici, după ce a obținut o bursă de excelență internațională. Sunt o dovadă că societatea românească investește în tineri și este o dovadă vie că își dorește să îi vadă aici, să ne vadă aici în țară pe noi tinerii și de asemenea își dorește să performăm și să facem lucruri bune aici în țară. Din păcate, mulți absolvenți aleg să plece în străinătate, unii dintre ei definitiv.